În această săptămână la Vaticano, despre persecuția creștinilor în Africa și eforturile de ajutorare ale guvernului maghiar, sfinții canonizați de Papa Francis de-a lungul anilor, un renumit filosof francez vorbește despre credință și rațiune și prima parte a călătoriei noastre în muzeele vaticane. Vaticano începe! Arhiepiscopul Paul Gallagher se ocupă cu afacerile externe ale Vaticanului. El a primit recent un premiu special pentru pace, dedicat eforturilor sale de a pune capăt conflictelor și a restaura pacea în întreaga lume. Ceremonia a avut loc în Piața Campidoglio din Roma. Arhiepiscopul a vorbit despre inițiativele de pace ale Vaticanului, privind războaiele din Ucraina și Israel. Esența eforturilor pentru pace nu constă doar în a elabora procese, ci mai degrabă în stabilirea unui dialog cu cei care reprezintă ambele părți. Chiar mai mult, înseamnă să creăm condițiile pentru ca fiecare parte să nu apară ca un adversar, ci doar ca parte opusă. Iată declarația făcută postului TV EWTN. Bineînțeles că mă simt onorat să primesc acest premiu, dar l-am primit în numele Sfântului Scaun al Sfântului Părinte, a muncii pe care Vaticanul o desfășoară de atâta timp, deseori cu rezultate modeste. Dar trebuie să facem ceva, trebuie să încercăm, chiar în aceste vremuri dificile pe care le trăim astăzi. El a vorbit și despre obstacolele în calea obținerii păcii. Este necesar să putem vorbi unii cu alții cu sinceritate, iar dificultatea constă în faptul că acum există în lume multă durere, multă mânie, iar asta face ca dialogul să nu fie deloc ușor. Evenimentul a fost organizat de Fundația Duci, o organizație interreligioasă care promovează dialogul și reconcilierea. Monseniorul Gallagher, în poziția sa de responsabil cu politica Vaticanului, joacă un rol esențial, fundamental, și cred că se descurcă foarte bine. La acest eveniment au mai participat diversi ambasadori, printre care ambasadorul Statelor Unite pe lângă Sfântul Scaun, Joe Donnelly. Vedem cum prietenii noștri din Ucraina sunt atacați, iar Hamas atacă Israelul. Dorim să fim alături și de cetățenii palestinieni. Monseniorul Gallagher a primit acest premiu și pentru că a fost un susținător al păcii toată viața lui. De aceea dorim să îl onorăm. În încheierea discursului său, arhiepiscopul Gallagher a declarat că eforturile Vaticanului pentru pace sunt necesare azi mai mult ca oricând. Ungaria ajută creștinii din Africa. Creștinismul este cea mai persecutată religie din lume. Circa 300 de milioane de oameni suferă persecuții pentru credința lor creștină pe tot globul. În Africa, unul din cinci creștini este persecutat. 89% dintre creștinii uciși anul trecut, peste 5.000 de persoane, au fost din Nigeria. În 10 noiembrie, Ambasada Ungariei a organizat o conferință la Roma pentru a prezenta realizările programului Ungaria Ajută de asistență umanitară a creștinilor persecutați și a altor victime ale conflictelor, îndeosebi a situației dezastroase a creștinilor din Africa. Aici, în Europa, avem o civilizație majoritar creștină, nu există creștini persecutați, dar în lume, din 10 persoane persecutate pentru credința lor, 8 sunt creștini. După cum am văzut și azi, marea parte a lor,
acelor uciși îi întâlnim în Africa. Vrem să reamintim că nu este singura persecuție și alte minorități sunt persecutate, dar în primul rând creștinii. Ungaria dorește să realizeze ceva concret, să ajute. Cum am mai spus, locul unde sunt uciși cei mai mulți creștini pentru credința lor este Africa. De aceea Ungaria crede că trebuie să fim acolo, să-i ajutăm pe frații noștri creștini și nu numai pe creștini. Ajutăm oameni de toate credințele. Mulți beneficiază de ceea ce face statul maghiar prin instituția Ungaria Ajută. Arhiepiscopul Fortunatus din Nigeria a mulțumit Ungariei pentru ajutorul acordat creștinilor din întreaga lume. Statul maghiar contribuie și la îmbunătățirea legăturilor dintre Africa și lumea occidentală. Doresc să mulțumesc excelenței voastre, guvernului și poporului dumneavoastră, pentru activitatea în domeniul asistenței umanitare. Realizați aceasta implicându-vă în comunitățile locale, cunoscându-le, culturile și necesitățile și nu încercând să le impuneți ideologii. Asta înseamnă fratelli tutti, frați cu toții. This is fratelli tutti. Tristan Ashby, secretarul de stat maghiar pentru ajutorarea creștinilor persecutați, s-a întâlnit cu Davide Dionisi, trimisul special al Italiei. Ungaria și Italia au subliniat angajamentul lor de a asigura libertatea religioasă în întreaga lume. Bine ați venit la rubrica de actualități săptămânală despre activitățile Papei Francisc și ale Vaticanului. Gregory Indi, în vârstă de 8 luni, aflat în stare critică, a murit în cursul nopții de 19 noiembrie, după ce i s-a retras suportul vital în urma unui ordin judecătoresc în Marea Britanie. Părinții lui Gregory au declarat că sunt indignați și cu inima frântă, după ce Înalta Curte din Anglia a hotărât că este în interesul copilului să fie deconectat de la aparate, împotriva dorinței părinților săi, guvernul italian i-a acordat copilului cetățenia italiană, dorind să acopere costurile tratamentului medical. Părinții lui Gregory au făcut apel în repetate rânduri la instanțele din Marea Britanie pentru a-și duce copilul la Roma, dar au pierdut lupta juridică. Papa Francisc l-a eliberat din funcție pe episcopul Joseph Strickland din dieceza de Tyler, Texas, și a numit în locul său un administrator apostolic. În 11 noiembrie, episcopul refuzase cererea Vaticanului de a-și prezenta demisia. Dicasterul Sfântului Scaun pentru Episcop finalizase la începutul acestui an o investigație oficială în dieceza lui. Un grup de călugărițe benedictine din Argentina se va instala în mănăstirea din Vatican, unde a locuit Papa Benedict al XVI-lea, după ce renunțase la pontificat. Ordinul benedictin a Sfintei Scolastica din provincia Buenos Aires a primit invitația Papei Francisc de a forma o comunitate monahală în mănăstirea Mater Ecclesiae. Cele 6 călugărițe se vor muta la începutul lunii ianuarie în mănăstirea din grădinile Vaticanului. Dicasterul pentru doctrina credinței a declarat că un adult care se identifică ca fiind transexual poate primi sacramentul botezului, atâta timp cât nu există riscul de a provoca scandal sau confuzie printre ceilalți catolici. Vaticanul a mai spus că și copiii sau adolescenții care se confruntă cu probleme de identitate transgender pot primi botezul dacă sunt bine pregătiți și dispuși să facă acest pas. Mama unui ostatic deținut de gruparea Hamas i-a mulțumit Papei Francisc pentru eforturile sale de a elibera sutele de oameni nevinovați ce au fost răpiți în Israel în 7 octombrie. Raquel Goldberg-Polin, al cărui fiu a fost tropit, a spus: Sfinte Părinte, vă mulțumesc că doriți să ne ajutați la eliberarea celor 240 de persoane care sunt îngropate de vii în Gaza. Vă mulțumim că ați urmărit această rubrică de actualități.
Peste câteva clipe revenim cu Vaticano. Papa Francisc a canonizat mai multe persoane aproape în fiecare an, bărbați și femei, bătrâni și tineri, oameni din diferite epoci și medii sociale, majoritatea având în comun ajutorarea celor săraci, a celor aflați la periferia societății. El însuși se consideră un papă al periferiei. În mai 2013, Papa Francisc a efectuat primele canonizări. Două surori din America Latină, Laura Montoya și Maria Guadalupe, precum și Antonio Primaldo, împreună cu cei 800 de tovarăși ai săi, martirizați în timpul invaziei otomane a orașului italian Otranto, în 1840. De atunci au mai fost ridicate la cinstea altarelor aproape 100 de persoane. În 2014, Francisc a canonizat doi dintre predecesorii săi în prezența papei emerit Benedict al XVI-lea. Pe papa Ioan al XXIII-lea, ales în 1958, cel care a convocat Conciliul Vatican II, și pe papa Ioan Paul al II-lea, care a condus biserica în noul mileniu. În 2015, papa l-a canonizat pe Junipero Serra Ferrer în Washington, D.C., preot spaniol care a ajuns în California în anul 1749, unde a întemeiat misiuni și a răspândit Evanghelia. Founded mission stations and spread the gospel in America. O femeie ale cărei fapte vorbesc de la sine a fost Maica Teresa. Ea și-a închinat viața celor mai săraci dintre săraci. Ordinul misionarilor carității înființat de ea îi continuă lucrarea. Ca arhiepiscop de San Salvador, Oscar Romero a cerut dreptate socială și s-a opus dictaturii militare. A fost împușcat de un pluton al morții în 1980, în timp ce predica în biserică. Papa Francisc l-a canonizat în 2018. Un an mai târziu, Sfântul Părinte l-a canonizat pe John Henry Newman, fost membru al Bisericii Anglicane, convertit la catolicism, în ciuda multor ostilități. Newman continuă să influențeze și azi generații de teologi. Charles de Foucault a dus o viață decadentă înainte de a trăi o convertire profundă și a merge în deșertul african ca pusnic. A fost ucis în Sahara în 1916. Prin vocația sa radicală, a constituit o sursă de inspirație pentru alți fondatori de ordine religioase. A fost canonizat de Papa Francisc în 2022. Este posibil ca Papa Francisc să canonizeze în curând și un adolescent, pe Carlo Acutis, care a murit de leucemie la vârsta de 15 ani. Catolic devotat, Carlo a creat la vârsta de 11 ani un site despre miracole euharistice. Papa Francisc amintește astfel că bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, martir neînfricat sau slujitor tăcut al Domnului, fiecare persoană are aceeași vocație, sfințenia. Majoritatea adolescenților americani susțin că sunt în căutarea lui Dumnezeu și a unui sens. Potrivit sondajelor recente, 63% dintre ei sunt creștini, 24% fiind catolici. Din păcate, tinerii invocă frecvent motive intelectuale atunci când sunt întrebați ce a determinat să părăsească biserica sau să-și piardă încrederea în ea.
Printre acestea se numără în primul rând convingerea că religia se opune științei sau că nu poate face față unei examinări raționale. Filosoful și teologul francez Jean-Luc Marion, membru al Academiei franceze, a reamintit teza Sfântului Augustin, potrivit căreia, dacă îl poți înțelege, atunci nu este Dumnezeu. Dificultatea constă în faptul că nu discernem ce înseamnă înțelegere sau cunoaștere. Dumnezeu rămâne neînțeles. Asta a vrut să spună Sfântul Augustin când a afirmat că, dacă credem că îl putem cunoaște pe Dumnezeu ca pe un lucru lumesc, ne înșelăm. Descartes a exprimat o idee similară și cred că toți filosofii importanți au spus același lucru. Problema este că putem cunoaște fără să înțelegem. Și asta nu constituie un paradox. Cel mai bun exemplu este cunoașterea intersubiectivă, cunoașterea altcuiva într-un anumit sens. Nu numai că nu înseamnă că îl înțelegem, dar ne dăm seama că dacă l-am înțelege, nu am avea un interes fundamental pentru el. Dacă reușesc să înțeleg complet cealaltă persoană, ea devine un obiect. De ce iubesc oamenii animalele? Pentru că animalele îi pot înțelege, dar dacă cineva iubește o persoană în mod special, o cunoaște fără să o înțeleagă neapărat și de aceea poate continua să o iubească. La fel e cu Dumnezeu. La Roma, în 8 noiembrie, la Universitatea Pontificală Sfântul Toma de Aquino, a avut loc o conferință publică susținută de profesorul Jean-Luc Marion, laureat al premiului Ratzinger. Prelegerea s-a intitulat Ocolind metafizica. Profesorul Marion a abordat modul prin care îi putem ajuta pe tineri să fie atrași de lumea creștină. Creștinismul nu este o căutare. În biserică, noi nu căutăm creștinismul. Cineva devine creștin când simte că este căutat de Hristos. Nu trebuie să mergem la cumpărături în piața spiritualității, așa cum este tendința actuală. Există o piață, iar creștinismul este unul dintre produse. Ei bine, experiența creștină nu constă în a cumpăra spiritualitatea, așa cum se cumpără o mașină. Este experiența prin care, direct, în biserică, sau indirect, în afara bisericii, cineva este chemat și dorit de Hristos. Așadar, este foarte diferită de așa numită piața spiritualității. Piața spiritualității este întotdeauna o chestiune de confort personal. Oamenii vor dezvoltare personală, chiar dacă ei cred că nu au suflet. De ce să nu cumpărăm cultura religioasă, o orientare religioasă, așa cum există orientări sexuale? Nu e vorba de așa ceva, nici de cum. Este vorba să știm dacă suntem chemați de Hristos. Asta este. Epoca actuală pune mare preț pe individualism împotriva mesajului Evangheliei. Nu voia mea, ci facă-se voia ta. Dar profesorul Marion consideră că trebuie să avem mai multă speranță. Lumea a fost dintotdeauna individualistă. Credem prea mult că vremurile noastre ar fi o excepție. Există legile lumii ale egoismului organizat, fiecare pentru el însuși. Suntem invitați la un ospăț de către Marele Rege, dar avem treburi de rezolvat, meseria noastră și așa mai departe. Deci nu cred că secolul nostru este absolut fără precedent. Cei puternici urmează aceleași reguli, adică Dumnezeu nu este important pentru ei. De aceea, când Dumnezeu vine în lume, nu este bine primit. That is to say, God is not important to them. That's why when God comes into the world, he is poorly received. C'est pour ça que quand Dieu vient dans le monde, il est mal reçu. Peste câteva clipe revenim cu Vaticano. Restaurarea în muzeele Vaticane.
Capela Sixtină și muzeele Vaticane îi inspiră pe toți să-și înalțe spiritul și să contemple relația dintre Dumnezeu și om, căci El vorbește fiecarei persoane în parte, însă unora le insufle o anume chemare de a păstra vie neschimbată frumusețea din fața lor. Operele de artă, antichitățile rare din sălile, capelele, galeriile și curțile muzeelor sunt admirate de milioane de vizitatori în fiecare an. Dar dincolo de ochii publicului, în spatele ușilor închise, se află și acele lucrări fragile ce trebuie restaurate, îngrijite. Ne aflăm în laboratoarele de restaurare ale muzeelor Vaticane. Aici, restauratorii se dedică zi de zi, chiar ani de zile, mai multor opere de artă sau, uneori, unei singure opere. În aceste muzee, lucrările de îndeplinit sunt nenumărate. Sunt expuse circa 20.000 de opere dintre cele 70.000 existente, multe dintre ele având nevoie de o restaurare constantă. Cei care asigură aceste lucrări sunt patronii operelor de artă din Muzeele Vaticane, o organizație înființată în 1983 cu un birou în Cetatea Vaticanului și filiale non-profit răspândite în întreaga lume. Avem filiale în Asia, America de Nord, Europa, în multe locuri. Suntem un grup internațional de persoane care se reunesc în scopul de a conserva muzeele. Știți, noi spunem muzee pentru că nu este o singură zonă, ci 9 muzee diferite reunite la oaltă. Arta existentă aici, în mare parte datând de peste 2000 de ani, trebuie să fie conservată. Este o operațiune foarte delicată, lucrarea de restaurare. Binefăcătorii, patronii, sunt cei care ajută muzeele. Înainte de organizația patronilor operelor de artă, Papa Paul al VI-lea convocase un grup internațional de binefăcători numit Prietenii Muzeelor Vaticane. Scopul lor era să achiziționeze piese de artă modernă și să le aducă aici. Câțiva ani mai târziu, la începutul anilor 80, odată cu Papa Ioan Paul al II-lea, s-a întâmplat ceva foarte interesant. El a permis ca o mare expoziție să fie itinerantă la New York, Chicago și în California. Pentru a marca evenimentul, s-a organizat o celebrare la Vatican, în perioada 6-10 noiembrie, la care au participat membrii din întreaga lume. Buongiorno! Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la cea de-a 40-a aniversare a Organizației Patronilor Operelor de Artă. Vă aflați într-un loc cu totul deosebit, în sala sinodală a statului Vatican. E multă istorie legată de această încăpere de-a lungul anilor de sala sinodală. Dintre personalitățile prezente au făcut parte sora Rafaela Petrini, doamna Barbara Ieta și cardinalul Fernando Verghez Alza. Celebrarea acestei mari aniversări ne trezește amintiri tuturor, dar este și un moment de conștientizare a misiunii noastre importante, de conservare a frumuseții, atât de benefice întregii omeniri. Vă mulțumesc din inimă pentru binele pe care îl faceți și vă doresc, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, dorințelor de pace pe care le aveți, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. În următoarele 4 săptămâni îi vom însoți pe patronii operelor de artă din muzeele Vaticane și vă vom oferi o perspectivă a vieții din interiorul laboratoarelor, a proiectelor de restaurare.